Am fost mereu curios despre cum au reușit venețienii să construiască un oraș pe apă. În anul 452, Imperiul Roman era pe punctul de a se prăbuși. Pentru a scăpa de haos și de huni, venețienii au fugit cu barca către micile insule de lângă coastă. Aceste insule erau de fapt insule mlăștinoase formate din lut moale, abia capabile să susțină greutatea unei persoane. Totuși, în acest mediu provocator, au realizat o faptă care a uimit lumea. Au început prin a colecta cantități mari de lemn din păduri. Lemnul era bătut în pământ, unul câte unul, în stratul de lut adânc de 5 metri. Strâns în pachetate, acestea nu doar că au comprimat lutul, dar au stabilizat și pilonii de lemn. După nivelarea pilonilor neuniformi, au așezat scânduri de lemn pentru a distribui presiunea. Urmate de mai multe straturi de piatră. Acest proces complex a format o fundație solidă. Cu fundația stabilă au început să construiască case, inițial au folosit lemn, dar după ce au trecut prin mai multe dezastre, au trecut la cărămidă. Pentru a reduce greutatea clădirilor, le-au limitat la trei etaje și au folosit var și mortar în loc de ciment. Acest lucru a făcut casele mai flexibile și capabile să se răsucească ușor, cu tije de ancorare folosite pentru a stabiliza pereții exteriori. După ce prima casă a fost construită, au urmat altele. Și astfel, Veneția a început să prindă contur. În primii 500 de ani, nu existau poduri. Transportul se făcea exclusiv cu barca. Pe măsură ce numărul clădirilor a crescut, caii au început să traverseze apele puțin adânci. Poduri plutitoare și poduri de lemn au fost construite, ducând în cele din urmă la podurile de piatră care leagă sutele de insule pe care le vedem astăzi. Înconjurați de apă sărată, fără nicio sursă de apă dulce, venețienii au transportat inițial apa potabilă de pe continent cu barca. Pe măsură ce populația a crescut, această aprovizionare a devenit insuficientă. Au început să excaveze spații goale, să le impermeabilizeze și să le umple cu nisip și pietre, lăsând un cap de fântână pentru a stoca apa de ploaie. Chiar și conductele de drenaj de pe acoperișuri duceau sub pământ. Cele peste 600 de fântâni din Veneția acționau ca niște pâlnii, colectând apa de ploaie pentru a susține populația. Transformarea de către venețieni a unei insule mlăștinoase, incapabile să susțină greutatea umană, într-un oraș renumit în întreaga lume, este cu adevărat remarcabilă. Ingeniozitatea și resursele celor care au inventat Veneția sunt de-a dreptul geniale.